transportorile ar fi blindate de cercetare în modul 79, oferă fiecărui militar o mare posibilitate de observare a punctului de luptă și de executare a punctului individual de lotare, de ducerea trupelor de transportorului. În continuare, pe principal de la voastră, aduce
Motocicletele sunt urmate de două autospeciale de primă intervenție de capacitate mare de prima maru, care sunt utilizate de mod special la intervenție de stingerea incendiilor. Două autospeciale sunt de destinate a acordării timp de ajutor calificat din cadrul atașamentului 1 de pompieri Timișoara și a stației de pompieri Cuziaș. Două autospeciale sunt de tip C, terapie intensivă mobilă din cadrul două auto speciale de transport personal și poliția de frontieră. Două auto speciale de intervenție cu apă și spumă a 2003, care au dotare și volum de descarcerare. Mami, ce poliție sunt astea? Două autospeciale de intervenție cu apă și spumă ATE 7000 sunt autospeciale complexe care pot fi utilizate atât la stingerea incendiului. Au capacitate de 7000 litri de apă și sunt dotate de atașamentul 1 și 2 de pompieri în Timișoara. Intervenții și salvări de la o înălțime de maxim 42 de metri din cadrul atașamentului 2 de pompieri Timișoara. Direcția Regională de Informații Banat este înzestrată cu autospecială de intervenție prevăzută cu echipamente performante. Robot intervenție EOD echipat cu camere și dispozitive specifice necesare intervenției pirotehnice, costum de protecție balistică utilizat de operatorul pirotehnic în spațiu critic, mine de investigare și mijloace de manipulare și remorcă antibombă. Urmează destinarea autospecialelor la partidul intențial din Timișoara. Prima mașină este un autospecial de la I-35 destinată de pasările personale din sectorul operativ și sunt recunoașterea locațiilor exterioare. Următoarea mașină este o autospecială de la Nice.
Ce poliție e asta? David, uite cum s-o tras, mamă. Ce poliție e asta? Nu știu ce e asta, mamă. Plin știe. Penitenciarul. Penitenciarul, mama. Cel mai apropiat poliție de locul evenimentului intervine la aplanarea unor stări constituționale pe hoți, precum și pe pentru menținerea ordinii liniștii publice și asigurarea intervenției rapide în caz de tulburare gravă a ordinii publice. Ăștia ce mașină de poliție? Sunt ăștia poliția locală. Poliția locală sunt ăștia. Și ăștia Garda de onoare este folosită din militarii militari de 18 cercetare înseamnă Timișoara, polițiști din cadrul inspectoratului județean de poliție Timiș, polițiști de frontieră din cadrul inspectoratului teritorial al poliției de frontieră Timișoara și pompier militar din cadrul inspectoratului teritorial al județului Timiș. Uite, mama, vine barca, vezi? Tot poliția locală Timișoara, da. Barca de poliție! Nu cred că mai conduce. Asta. Asta doi tata. Deci trece o mașină noi. Și asta la tur. Tata, de ce te fac mașina? Asta care vine și numai poliție locală. Trec o mașină noi. Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Victoriei, la Munța Român, la Munța România. Asta e un tatu, nu?